Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este președintele Partidului Schimbării, domnul Ștefan Gligor. Domnule președinte, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara și bine v-am găsit! Domnule Gligor, citeam zilele trecute pe anumite canale de Telegram și voiam să-mi confirmați sau să-i infirmați. Este adevărat că partidul pe care aveți onoarea să-l conduceți urmează să se alăture protestelor care au loc prin centrul capitalii fiecare weekend și nu doar? Doamne, terește, domnul Gonță, ce fel de sursă aveți dumneavoastră? <laughs> Trebuia să vă provoc din start. Ați știt vreun banc pe Telegram, probabil. Domnul Gonza, înainte de a răspunde la întrebările dumneavoastră, eu vreau să vă felicit cu ziua dumneavoastră. Da, mulțumesc, tare. Și mult. cu această ocazie să vă urez invitații interesați și, interesanți și cinstiți. Mulțumesc, um, sinceri prosperitate și multă, multă sănătate, că e mai bună decât toate. Așa este. Mulțumesc, la Mulțumesc din suflet. Mulțumesc tare mult. Cu mare drag. Protestele. Și astăzi, 16 martie, joi, uh, mare bardac în centrul Chișinăului. Unii acuză polițiștii de provocări, alții acuză pe susținătorii guvernării, Al, a, treia tabără acuză pe înșiși protestatare de faptul că destabilizează situația. Uh, noi asistăm la ce, în opinia dumneavoastră? Ce se întâmplă? Nu, blocajul din centrul Chișinău are două cauze. Ivan Ceban și Ilan Șor. Ivan Ceban pentru că a închis niște străzi și a dat peste cap traficul uh, și asta va mai dura. Iar Ilan Șor organizează protestele sale uh, prin intermediul organizației criminale pe care o conduce care mai are o fațetă, o fațadă de partid politic și acum această fațetă, această fațadă se dublează, se triplează, a mai apărut mișcarea pentru popor, organizații pretinse de securitate, azi a fost o decizie csl prin care s-au interzis purtarea de formă a, și alte elemente da, specifice acestei, precum că organizații care asigură pază acestui protest. Lucrurile nu lovă degradează, um, în pofida faptului că au fost ridicate 3,5 milioane lei în cadrul perchizițiilor, au fost deja cred că vreo 70 de perchiziții în total din toamna anului trecut, cum nu s-a reușit sistarea finanțării ilegale a partidului Șor și a acestor proteste. Eu vreau să vă spun că s-a ajuns la ridicolii de râsul câinilor, vârstnicii noastre, da? doamnele și domnii în, în etate care sunt plătiți să vină la aceste proteste, sunt aduse deja la centre de colectare, punctele de colectare a persoanelor care sunt transportate la protest, cu taxiurile domnului. Gonță. Deci ăștia au așa o sursă de finanțare, ilegală, ilicită, încât pierderea 3,5 milioane lei săptămâna trecută, nu doar că nu i-a afectat, dar le permite să aducă vârstnicii noștri cu taxiul la protest. Și eu nu vorbesc de taxi în municipiul Chișinău, eu vorbesc de taxiurile care sunt angajate în municipiul Bălți și alte orașe să transporte așa numiți protestatari, la punctele de uh, colectare. Nu. Asta este pur și simplu ridicol. Și eu vreau să întreb SISU, Serviciul Informației Securitate, Procuratura Anticorupție și Centrul Național de ce fac și ce au de gând să facă. Pentru că astăzi crima organizată face politică în Republica Moldova, încearcă să destabilizeze Republica Moldova, Um, care și fără de șor, platon, plahotniuc, andronachei și toți ceilalți are un milion de probleme nerezolvate, um, care devin tot, tot mai urgente. Și răspuns la această întrebare eu nu am. Eu am văzut percheziții, Brau s-au făcut percheziții, s-au ridicat bani. Întrebarea mea este de ce liderii acestei grupări criminale organizate sunt la Libertate? De ce Marina Tauber este la Libertate cu două dosare penale în derulare? De ce uh, Partidul Politic uh, Shor, așa numit, da, exponenta fațeta grupului criminal organizat Shor, face campanie electorală în fiecare zi în Republica Moldova? Deci, Partidul Shor, din alegerile uh, locale din noiembrie 2021, nu s-a oprit din campanie electorală nici pentru o zi. Și noi suntem în fața unei realități politice extrem de dure, pentru că municipiul Chișinău va rămâne, are toate șansele să rămână în brațele lui Ivan Ceban, care nimeni nu-l întreabă de legalitatea acțiunilor sale și o să vorbim despre asta. Că majoritatea tot ce face acest cetățean este ilegal și ne bagă în datorii și pe cetățeni și orașul și reconstruiește ce reconstruiește. A, o face cu încălcare de legislație. Riscăm să pierdem municipiul Bălți unei grupări criminale organizate care se numește uh -huh, Ilan Shor, pentru că ăștia bagă milioane de lei lunară în municipiul Bălți, să mituiască, să corupă și să manipuleze informațional oamenii. Și statul nu face nimic în acest sens, ca să-i oprească. Și trei, cred că soarta alegerilor. Uh, pentru funcția de Bașcan în Găgăuzirii, mi, mi se destul de clară, nu? Și eu cred că în Găgăuzirii, la fel, vom avea a, o forță politică care va câștiga aceste alegeri, alegeri a fiind susținută de serviciile speciale ale Federației Ruse. Banii de unde sunt, în opinia mea? Banii sunt din Federația Rusă, în opinia mea. Și în, pe surse există suficiente să, să... Uh, avem o bănuială rezonabilă că banii, într-adevăr, sursa de finanțare este Federația Rusă. Oamenii <coughs> apropiați administrației prezidențiale lui Putin. Este clar că Partidul Șor, dar nu că clar. Dacă ne uităm la ce spun televiziunile rusești, Partidul Șor este oficial declarat ca fiind principalul partid de opoziție pro-rus din Republica Moldova. Da, babkine, de aici nu ai despre ce vorbi. Întrebarea mea este cum se întâmplă că sute de mii, deci un protest, un protest, șor. Ei e în jur de 2-300 de mii de euro. Unul. De asta care facă duminică, când aduc vreo 10 mii de oameni. Întrebarea mea, ce se întâmplă în SIS, sunt pe că milioane, sute de mii de euro, sumar milioane de euro sau dolari, sunt lăsate să intre în Republica Moldova și noi nu putem opri cu toată palitra de instituții de drept și securitate. Și reformate. Și mega reformate, cu șefi noi și așa mai departe. Noi nu putem opri milioanele de dolari cu care este alimentat partidul Șor și sateliții săi. Domnul Gligor, eu un lucru nu pot să înțeleg din partea oficialilor noștri. Ori ei pe aici vin mai răruți, și... dar la emisiunile la care particip, eu nu înțeleg care ar fi scopul final al acestor tentative de destabilizare. Doar nu poți să alungi 101 deputați din, din, țară plus 15 membri ai guvernului în frunte cu președintele țării Maia Sandu și nu înscăunezi altcineva. Nu suntem în epoca de piatră. Ar urma un scop, dacă e adevărat tot ce spun guvernanții, și plus ceea ce spuneți dumneavoastră, cu finanțări ilegale, sute de mii de euro pe, săptămână, care ar fi un scop final? Scopul final este altercațiile cu, cu autoritățile statului, organele de drept, o încairare, acest lucru putem să-l deducem din înregistrările care au fost publicate de către Ministerul de Interne, Inspectorat General de Poliție. Scopul lor ar fi să intre în încăierare, să genereze, uh, uh, posibil, chiar vărsări de sânge. Aceste încăierări, să, să declanșeze un val de revoltă și alimentarea organică a protestului, care ar rezulta în blocarea instituțiilor statului, Um, Scenariul care trebuia să fie în special agravat și declanșat de provocatorii care erau plătiți sau trebuiau să fie plătiți cu mii de dolari pe persoană. Deci, asta este un scenariu clasic de destabilizare atunci când, precum că există un protest um, pașnic, care la un moment dat, datorită provocatorilor, exact cum era în aprilie 2007-2009, îmi degenerează într-un conflict uh, uh, fizic în uh, vărsări de sânge și în uh, traumatisme și așa mai departe cu autoritățile statului și în rezultat este declașată, declașată schimbarea puterii de stat prin blocarea instituțiilor, prin intrarea instituțiilor. Scenariul clasic. Uh, este un fel de lovitură de stat finanțată din exterior uh, și care are drept scop schimbarea guvernării în Republica Moldova prin lovitură de stat, sau alegeri parlamentare, obținerea alegerilor parlamentare anticipate. Atât. E simplu. În asta nimeni nu cheltuie bani aiurea. Lucrurile se fac cu anumit scop. Atunci când a fost, dacă vă aduceți aminte, declanșat acest protest de către Partidul Șor, a fost stâns și gazul. Pentru că reducerea volumului de gaz trebuia să genereze disensiuni în societate. Și noi vedem aici o coordonare la nivel supranațional între partidul ușor și politicile în adresa noastră promovate de Federația Rusă. Cu regret. Eu n-aș vrea foarte mult să vorbesc despre geopolitică, politică, lucruri de genul ăsta, vector, dar, din păcate, noi vedem aici o legătură. Dar dacă e așa, <coughs> Federația Rusă nu are ce să ocupa? Nu e ocupată în Ucraina? Ce caută pe dracu aici? Federația Rusă întotdeauna, întotdeauna, a avut interes în Republica Moldova și a ținut armata aici. Are depozite de muniție peste 20.000 de tone, foarte vechi, pe care intenționat nu le evacuează. Este un subiect bine cunoscut, depozitul de la Colbasna. are peste 2000 de militari aici sub diferite forme, că păzesc munițiile, că sunt misiune de pacificare și așa mai departe deja că o bună parte din ei sunt racolați ca și cu cetățenii dubli din regiunea Transistiană din stânga este este alt subiect, că din 2014, când au agresat Ucraina, nu mai, pot face rotații, da? Că se făcea rotații pe teritoriul Ucrainei, veneau soldați noi și înlocuiau pe ei care erau în serviciu o perioadă de timp. Uh, și au fost nevoiți să racoleze, să, 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 angajeze cu cetățenii dublă uh, moldorusă din uh, stânga în uh, pacificatori, în trupele de pacificare sau în trupele uh, în armata trupele de detașamentul care păzește Cobasna. Dar astea sunt detalii. Uh, Federația Rusă a avut, are și va avea interese în zonă, iar noi ca stat trebuie să avem grijă să ne protejăm securitatea și interesele noastre. Atât. De ce dumneavoastră insistați că interzicerea prin legea partidului ușor ar da rezultat. Partidul s-ar putea numi după care scutul poporului sau pentru mișcarea pentru popor sau... Eu insist pe faptul că partidul ușor trebuie să fie declarat neconstituțional, iar până la pronunțarea hotărârii curții constituționale cu privire la declararea neconstituționalității fapt care ar duce la radiere din registrul partidelor politice, Partidul, partidul Ușor, a a, activitatea acestui partid trebuie suspendată. Deci, conform legii partidelor politice din 2007, există mai multe modalități de a pune la respect un partid care încalcă principiile democratice și a ordinii de drept și a pluralismului politic. Există procedura suspendării activității unui partid politic. Declanșată, care ar putea fi declanșată de Ministerul Justiției. Se dă o notificare partidului cu privire la încălcările pe care și le permite. Și dacă citiți sesizarea depusă de guvern la Curtea Constituțională, asta o să vedeți acolo un șir întreg de circunstanțe, de ilegalități care au fost comisii. De finanțare ilegală, încălcarea legislației și așa mai departe. Procedura respectivă, dacă în, într-o lună de zile partidul politic nu elimină neajunsurile care au fost indicate în notificare, Ministerul Justiției are dreptul să suspende activitatea Partidului Politic pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Dacă Partidul nu uh, 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 se suspende prin adresare la Curtea de Apel Chișinău, dacă Partidul Politic repetă încălcările pe care le comite, iar e evident, într-o săptămână o să încalce toate prevederile, tot, tot ce le se cere, Ministerul Justiției are dreptul să ceară radierea prin hotărârea curții de apel a partidului politic din registru. Da. Și -o cel puțin, cel puțin pot să le suspenzi activitatea. Eu așa îmi imaginez că ei s-au gândit că, uite, mergem pe declararea neconstituționalității, sunt suficiente timeri, Curtea Constituțională a dat hotărâre și așa. Curtea Constituțională n-a dat până azi hotărâri și noi nu știm când va da hotărâri și dacă va da hotărâri. Și atunci Ministerul Justiției are un alt instrument care se numește uh, respectiva notificare uh, și suspendarea activității. Da, este prin instanță, prin curtea de apel, uh, cu posibilitatea de a contesta la Curtea Supremă, dar totuși activitatea va fi sistată. Acum există un alt treilea instrument și astăzi uh, statul parțial s-a folosit de el, care se numește Comisia Situației Excepționale, care poate dispune orice fel de interdicție. Domnul Gonță, pentru că este situație excepțională pe motiv de securitate. Ea a fost recalificată din pandemică, de sănătate, pe motiv de, de situație de sănătate publică, în uh, uh, situație excepțională, pe motiv de securitate, după declanșarea uh, invaziei uh, în Ucraina. Atât. Decizii ce se ies, se interzice. Finanțați cu milioane pe săptămână. Ce argumente? Un stat străin sau o grupare criminală, în cel mai bun caz, finanțează acțiuni de protest în Republica Moldova în scopul deturnării regimului constituțional. Ce trebuie să mai facă șor cu Marina Tauber, pe care masă și în capul cui să se cațere cu picioarele murdare? Domnul Gonța? că autoritățile statului se iau atitudini tranșante. Tu ai comisia situației excepționale, tu nu umbli la dânsa. Dar pentru ce ai făcut-o? Ăștia îți dansează în cap, îți corup cetățenii la limite de sărăcie, le plătesc 500 de lei pe zi, îi aduc taxiurile. Și tu stai și îmi vorbești despre drepturile omului, grupările criminale organizate beneficiază de drepturile omului, eu să înțeleg, domn Gonță. Mm. Noi am ajuns la ridicol, ridicol și puterea se discreditează. Cei ce face șor în tehnologia politică se numește desacralizarea puterii. Ce porcării n-ar face tauber cu șor în țara asta? guvernarea nu răspunde adecvat și proporțional. Erodează instituția statului și rămășițele autorității instituțiilor statului. Și dacă statul nu o să se impună și nu o să dea dovadă de aplicarea legii și ordine respectarea ordinii drept, asigurarea ordinii de drept, în curând, domnul Gonțat, toate grupările criminale organizate care au participat la uzurparea puterii în Republica Moldova în frunte cu organizația criminală Plahotniuc, o să participe la alegeri, o să le câștige, o să ducă la alegeri prezidențiale, o să ducă la alegeri parlamentare. Și credeți-mă, odată ce în Republica Moldova au rămas oameni, o bună parte din ei, la limita sărăciei, la limita securității alimentare, unii din ei nu știu ce să mănânce la finele săptămânii. Ei vor fi corupți. Să voteze într-un fel sau altul. Și acest rău, acest cancer, îl trebuie exterpat azi. Că dacă o să ajungem în alegeri iar să port discuții în contradictoriu cu Vecea Slav Platon, în platourile televiziunilor naționale și reprezentanții PAS vor spune ceva de gen Nu participăm la dezbateri? cu reprezentanții, cu bandiții, cu crima organizată și o să plece de prin platouri. Asta o să fie sfârșitul pasului în Republica Moldova. Până la sfârșitul pasului un pic mai este, dar eu n-am înțeles o mișcare care s-a întâmplat astăzi în Parlament. Socialiștii s-au ținut așa împreună, chiar și pe vremurile când au divorțat de divorțul fictiv, de căsătoria fictivă cu Vladimir Plăhotnic. Și nu -au, n au putut să-i distrame. Astăzi un deputat pe nume Nestarovski, pe timpul candidat al socialiștilor pe la Băl, s-a că el pleacă din partid, rămâne parlamentar neafiliat, dar s-a mișcării protestatare socialiștii... așa numite mișcări mișcare da. pentru popor, care este controlată de partidul politic șor. Socialiștii au rămas șocați, au spus că băiatul, depunem fii, depui mandatul, mandat revii acasă. Uh, um, Omul a zis că nu își depune niciun fel de mandat și merge înainte. Nu asta să înțeles mișcarea asta. Mai mult, cât am stat noi acum, sau cât a, a, a fost astăzi... A lumea ocupată cu treburile sale, zece primari din da, vreo zece primari din mai multe raioane ale țării au aderat la așa-numita mișcare la așa-numita mișcare pentru popor sau Partidul Politic Șor. Pa, primari de la care partid? Din diferite partide, socialiști, alții au aderat la această mișcare. Și asta este nu altceva, în opinia mea, decât un act de corupție. Pentru că eu știu cum se fac astfel de aderări, în special la partidii de astea rămășiți ale grupărilor criminale. Se fac pe bani, drept. Și asta este consecința acțiunii sau inacțiunii. Acțiunii insuficiente sau inacțiunii serviciilor speciale, SIS-ului și a organelor de urmărire penală. De ce -i trebuie ușor primari? arată reprezentativitate, sunt alegeri locale, din alegerile locale, respectiv, trebuie să ieși cu un rezultat. Și ei au declanș, declanșat câteva operațiuni speciale. A, lucrează în a, toată țara, vor lupta pentru zeci, dacă nu sute, de primării, din nivelul 1 a, și nivelul 2. În bălți, v-am spus, în fiecare zi campanie electorală, în fiecare zi. Pentru tabăr? Da. Pentru ușor. Pentru partidul ușor, cine va fi, nu contează. Și acum venirea lui Nesterovski la șor este un fel de semnal că Nesterovski ar putea fi unul din candidații lor la municipiul Bălți. Dacă pe Pentru că întreaga avut. mașinerie, da, dacă pe Tauber, de exemplu, o arestează sau o scot din joc cumva, sau ea candidează la municipiul Chișinău, de exemplu. Oho. Uh -huh. Da? Atunci, pentru municipiul Băl, sunt două opțiuni. Sau îl trimit pe actual primar de Orhei, precum că e istoria de succes, că până astăzi procuratura noastră bravă n-a făcut, n-a pus la respect oamenii care au condus acel oraș, care au făcut acolo încălcări peste încălcări ar putea să-l folosească sau pe Nisterovski în calitate de candidat la Municipiul Băl sau să-l aducă pe primarul de Orhei să candideze Municipiul Băl, să promită un nou Monaco și așa mai departe. Ei se pregătesc de alegeri locale. Și Partidul Schimbării se pregătește de alegeri locale. Ar partidul Schimbării este un partid care respectă legea și activează într-o țară unde nu există cultura donațiilor, implicării politice, toată lumea stă ca în bancul și și așteaptă ceva. Înțelegeți? Uh, mai mult vreau să vă spun. Odată ce în organele urmăririi penale e, e uh, dezordine, toate rămășițele lui Plahotniuc în țara asta au ambiții politice. Nichi Forciuc face partid politic adună lumea în teren. Plahotniuc participă la ședințele uh, activului în teritoriu a partidului politic pe care în trecut îl controla. Vă Ş... referiți la pro care s-a transformat în Partidul Democrat? Nu uh... la dar la PSD? PSD. Serios? Da, eu am informații că participă la ședințele activului uh, primarilor. Facem îndemnuri, le explică că revin în politica Republicii Moldova, că o să le arăt el la tăț, să nu se ducă nicăieri până când și așa mai departe. Și eu am un mesaj către acești domn. O, vrei să acest mesaj ca să-i ținem în slans? Cu drag, după pauza de publicitate. Vă rog, publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Spuneți că aveți un mesaj pentru, pentru cine? Eu vreau să-i rog pe, pe, primarii noștri. În trecut au fost multe. Ați fost speriați, ați fost șantajați. Unii au fost corupți. Au fost șantajați și corupți. Dar mulți din voi sunt primari buni. Eu știu asta pentru că eu două, trei zile pe săptămână să eu. Și eu vreau să vă îndemn să nu mai stați în trecut, să nu vă uitați la ce a fost, să nu vă orientați mai mult la cei oameni care au dus țara asta de râpă. Da, nici guvernarea asta nu e foarte mai. eficientă și așa. Dar noi avem o șansă să construim o altă țară, să o schimbăm. Și eu vă îndemn să priviți în viitor. Plahotniuc, Nifchiforciuc, Andronache, Sor, Dodon. Ăștia sunt oamenii care au sub seva viața din țara asta. Nu mai acceptați să vă tragă în trecut. Acolo nu este nimic bun. Noi trebuie să privim în viitor. Noi avem o șansă reală, domn' Gonță, până în 2030 să devenim stat membru a Uniunii Europene. Există o probabilitate serioasă, semnificativă, ca procedurile de aderare la Uniunea Europeană să fie simplificate special pentru Ucraina și Republica Moldova. Dacă noi ne vom uita în gura rămâșiților crimii organizate și nu vom ști să ne organizăm pe interior, în numele unor schimbări pe bune, noi vom ieșua doar ca stat, ca societate. Și eu vreau să-i rog foarte mult pe domnii primari, indiferent de apartenența voastră politică, nu faceți prostii. Nu-i susțineți pe cei care s-au folosit de puterea pe care au avut-o să se îmbogățească pe ei, nu pe cetățenii noștri, nu pe voi, că voi ați fost un instrument pentru ei să controleze parlamentul, guvernul și să facă contrabandă și scheme. Nu vă mai lăsați folosiți. Asta este, asta ar fi pur și simplu uh, distrugător pentru țara noastră. Sunteți acei oameni care beneficiază de respectul și susținerea cetățeanului în localitățile noastre. Față de voi, de multe ori, există mai multă încredere și susținere decât față de puterea centrală. Așa a fost și pe timpul lui Plahotniu și pe timpul lui Dodon și acum. Noi cunoaștem toate problemele și cât de greu le este. Nu s-a făcut descentralizarea, nu făc... s-a făcut autonomie, nu s-a făcut delimitarea terenurilor, nu s-a schimbat felul în care țara asta e guvernată în pofida faptului că pasul a spus acest lucru, a promis acest lucru. Și acum au adoptat o strategie până în 2030, ceea ce înseamnă că n-au gând să facă. Noi, ca partid, ne-am asumat aceste obligații, pe bune, pentru că n-am venit în politică să facem bani, n-am venit să ne apărăm interesul uh, propriu. Asta este mesajul nostru. Haideți, azi, să ne oprim din a distruge această țară, să adunăm tot ce a rămas sănătos în jurul unei uh, echipe care are imunitate la bani. Care nu a venit în politică ca să facă, uh, să facă bani. Domnul Dicur, dumneavoastră spuneți că Partidul Social-Democrat European ar fi controlat și acum, chiar dacă s-a modernizat, de către Vladimir Plahotniuc. Eu spun că Vladimir Plahotniuc face tentative, personal face tentative de a controla unele din organizații, cel puțin despre unele organizații știu, personal face tentative să intervină în discuții cu reprezentanții acestor organizații teritoriale raionale, la nivelul raional. Am informații despre raionul Nisporeni, de exemplu, acum recent. Ca să-i convingă să stea locului, pentru că el se întoarce în politicul din Republica Moldova și o să le arăte tuturor gâdiera Chizimoi și așa mai departe. Da, Omul ăsta cu... locul lui la pușcărie și acolo o să stea. Până ajunge el la pușcărie. Dar mișcarea asta a Partidului Pro-Moldova, care a fost condus până nu de, de Andrei Candu și acum de domnul Foca și s-a în PDM, Partidul Democrat Modern, nu no, ați simțit, că am întrebat și pe altcineva, par, mirosul, lui, parfumul lui Plahotniuc? Uh, Domn' Gonța, Plahotniuc întotdeauna și-a pus o în coșuri. De la formațiuni pro-ruse până la formațiuni unioniste comunic sau nu comunică Focă cu Plahotniuc, eu nu știu, nu bag mâna în foc, nu vreau să spun. Dar de faptul că asta este o emanație a, a, a regimului pe care l-a controlat și l-a reprezentat Plahotniuc, pentru mine este. Și nu doar pentru mine, și factologic, este, pentru că dacă te uiți la oamenii care fac parte din biroul politic și a, cine sunt a, acei oameni și care a fost rolul lor pe timpul regimului Plahotniuc, eu cred că totul devine clar. Asta că ei s-au redenumit în partidul cum acolo? Democrat model. Democrat ca să preia, să se folosească de, de cultura politică joasă a cetățenilor noștri a, care ar trebui să vină la alegeri și să țină minte că era un PDM care va da Ludiakov și să pună ștampila neștiind că acolo e foca deja. Asta este altceva. Asta este un fel de a, a, scamatorism, un fel de... Exact, pe specularea în culturii politice, de exemplu, este o practică veche. În Spania, de exemplu, da? S-a terminat Partidul Comunist când s-au făcut altele, vă 3-4 partide comuniste și oamenii se încurcau în ele. Sau la noi, când a fost creată o, o, altă formațiune politică, Partidul Comunist Reformator, PCRM, da? Și-au luat mai 6%, 6%, da? Da, a fost da? un pas da? Cum se explic că nimeni nu știa cine nici pe ceremiul ăsta, da? Cu clona pe ceremiul lui Voronin. Nu avea habar nimeni, că îi întrebau ăștia care au votat, oamenii care au votat nu aveau idei. Dar au votat pentru că abrevierea. Exact același calcul calcul au acum domnul Foca și ex-colegii plahotăciși care i-are în birou acolo. Așa, localele. Știm că dumneavoastră purtat sau ați portat negocieri cu platforma Demnitate și Adevăr, dacă nu greșesc și cu Partidul Puterea Oamenilor a domnului Ruslan Codreanu. Nu am avut niciun contact cu Puterea Oamenilor lui Ruslan Codreanu, nu? dacă așa se numește. Okay. Uh, discutăm periodic cu Dinu Plângău, ne cunoaștem, uh, vorbim, este normal să discutăm. La moment, uh, aceste discuții nu au uh, ajuns prea departe. Deci, dumneavoastră personal nu a luat decizie dacă anume dumneavoastră candidați sau nu candidați la funcția de primar? Eu personal nu am luat această decizie. Biroul politic uh, discută săptămânal, Biroul politic a Partidului Schimbării, avem pe agenda acest subiect săptămânal. Ne gândim care ar fi formula cea mai bună pentru țară, nu pentru partid, uh -huh. în primul rând, pentru că asta am venit, de asta am venit să facem politică. În momentul în care noi vom înțelege că contracandidații Luceaban uh, sunt mult prea slabi și nu fac față, pentru că e nevoie de un animal politic care să-i facă față uh, acestui manipulator, uh, am putea lua decizia să participăm în aceste alegeri. Dar eu vreau să spun că situația este foarte dificilă. Că formula cea mai bună nu ar fi să-l votăm încă o dată pe ceva? Formula cea mai bună ar fi să începem să ne clarificăm în ce face ce bani și cât asta costă și pe cine. Da. Neastre, de ce nu ce bani? De ce nu ce bani? Câte credite a contractat Vania ce bani pe grebunul nostru? Neastre, nu ați cunoașteți? Nu? Spuneți o cifră. Nu, nu știu, un milion, două, trei, patru. De, de ce? De dolari. Un miliard de lei. Mulțișor. ușor. Deficitul bugetar în anțărți, an, un miliard jumătate a primăriei din șase. Deficitul bugetar a trecut un miliard. Azi, anul curent, a ascuns deficitul bugetar. Oficial e că jumătate de miliard, dar în realitate nu e așa. Nimeni nu se ocupe de asta. Oamenii noștri se bucură că el pune trotuare. Majoritatea a făcut e ilegal. Noi astăzi știți că aceste trotuare în nucleul istoric a municipiului Chișinău sunt făcute fără autorizație de construcție și de urbanism și proiect pe degetele fașe. Asta e incompetență superlativă. Asta e criminal. Pentru că legea prevede la reconstrucție, dar el face reconstrucție că schimbă linia bordurilor, locurile de parcare, obligatoriu se face proiect, că trebuie să știi, constructorul trebuie să aibă planșa, să știi, nu? Când unde pune bordura, care este distanța până la peretele casei, care e la, la stradă, la fațadă, etc. Cum se face scurgerea pe pluviale, nu? Fără nimic. Și abia după câteva săptămâni de, de lucru, Agenția Supravegherii Tehnică s-a trezit într-un sfârșit și a dat prescripții de sistarea lucrărilor. Și chiar acum veneam la dumneavoastră și lucrările se execută, domnul Gonța. Scui pe el în prescripțiile Agenției Supraveghere Tehnică. Nimeni înța... Noi am ajuns la un nivel de incompetență și populism incredibil. Nimeni nu-și pune întrebări, toată lumea se bucură, bat din palme. Nimeni nu se întreabă din ce bani face. El din banii noștri face. Pe dumneavoastră, domnul Gonța, va a întrebat, domn Ceban, dacă vreți să luați un miliard de lei credite pe primăria municipiul Chișinău. Un miliard! Nu v-a întrebat. V-a întrebat dacă vreți să bagați bugetul din profit în deficit de un miliard și ceva. Nu v-a întrebat. Trebuia să fac consultări publice. Astea sunt subiecte majore sau nu? Trebuia să întrebe Ministerul Culturii, conform legii, cum se repară în centru istoric. Trebuia scuipă pe lege, n-are treabă, șterge picioarele. Și eu vreau să-i întreb pe ăștia din pas, voi aveți AST, Agenția Supraveghere Tehnică, o, o inspecție monstru. Voi aveți Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Voi aveți Poliția. Voi aveți Curtea de Conturi, care îl mângâie pe cap pe Vania Ceban și nu îl întreabă de nimic. Voi aveți Inspecția Financiară, care nu calcă în primărie. Vane Ceban pare a fi sau protejat din instituțiile controlate de PAS sau corupte de cineva care are interesul Ivan Ceban să rămână primar. Dar cine oare are interesul domnul Gonța? Dar cine, da cine, da cine, da cine construiește pe Matievici? În locul pe terenul fostul comitet, fostul al Comitetului Olimpic Național. O clădire care depășește regimul din alțime cu două etaje. X factor, domnul nogonță. Aoleu, dar cine pusi laba, pus laba pe hotelul național? Copiași care mi a refuzat de două ori mișului tofilat. Mi-a clasat procesul penal la plângerea mea. Și al domn Sergi tofilat. Peace. Dar cine cine la balanța cui hotelul național? Alfa Engineering. Dar cine e proprietarul? Moldova Alfa Engineering? Da, Moldova Tour, proprietar Alfa Da, cine e proprietar Alfa Engineering, domnul Gonța? Nu citiți posterele noastre. Ai, 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 nu-i frumos. O companie în care Andronache are 75%. Asta care stă la pușcărie <coughs> Sperăm Și speră tare răbdă să iasă. Negocează Asta e situația. Asta se amântare multă anarhie, domnul Gonța. Și eu vreau să mă întreb, de ce, având astfel de instrumente, guvernul are un instrument care se numește Cancelarea de Stat a Republicii Moldova, care poate verifica legalitatea deciziilor Consiliului Local și autorității locale. Eu mă întreb, de ce în bălți Cancelarea de Stat practic sabotează Consiliul Municipal, unde Partidul Schimbării are majoritatea și încearcă să într-o rivalitate inegală, inechitabilă, cu partidul ușor, cu OPG, cu o crimă organizată, să se bată pentru viitorul municipiului Bălți. Ăștia sistează și anulează tot ce văd și tot ce-i duci capul, cancelarea de stat, oficiul teretreal Bălți, în care Vladimir Rusu. Dar la municipiul Chișinău nu există. Și eu vreau să întreb pasul și îl vreau să întreb pe domnul Recean. Domnul Recean, ne-ați răzvenit? Cu reputația de om, cu mână dură, silovic. Puneți la lucru instituțiile statului, că nu doar uh, se fură, se cheltuie cu încălcarea destinației, se încalcă legislația în domeniul construcțiilor, se scuipă în Ministerul Culturii. Întrebați, domnul prim-ministru, pe ministrul Culturii, pe domnul Prodan, uh, ce se întâmplă în Consiliul Monumentelor, ce se întâmplă în minister, ce se întâmplă în orașul ăsta. Este inadmisibil. Cât se poate. Doi ani au trecut, domnul Gonța. Nu te poți lămuri într-o câteva inspecții și autorități de control? Ministri ăștia, majoritatea din care sunt anonimi, că de asta era nevoie remănire guvernamentală. Nu doar ca să schimbăm prim-ministru. Era nevoie să scoatem oamenii care nu există în agenda publică. de la Bălți? La Bălți, dumneavoastră, de ce ați de ce să-l susțineți pe domnul și în ori la Chisinau, Acest lucru nu s-a văzut cu ochii prea buni. Eu înțeleg că de multe ori oamenii din Republica Moldova trăiesc cu iluzii. Noi am lucrat în municipiul Bălți, un an și jumătate. Doi ani de momentul fondării partidului. Și eu vreau să vă spun că dacă muncii pe și, există cineva care ar putea să-l bată pe șor, asta e numai Grigorișul. Și dacă cineva, Renato Usate, care tare îi place să uh, roadă limba despre Bălți da? Da, uh, și Partidul Schimbării, na, să facă reclamă, sau uh, oricine altcineva, Uh, poate să uh, argumenteze că în Bălți există un alt candidat, o altă persoană care putea în primul rând să facă față uh, regimului ușor. Șor, uh, pe care usată la practic l-a adus în brață în Bălți prin demisia sa, sau dacă cineva poate să-mi argumenteze mie care va acte ilegalități sau pretinse acte de corupție la care insinuează acest usatei având nicio probă în afară de vorbe, așa bancagiu și mahalagiu cum este el, și-a gramat, eu vreau să înțeleg unde sunt aceste documente, unde sunt aceste probe. Și eu pot să-l acuz pe domnul Sate că a fost finanțat de FSB, pot să vorbesc multe și mărunte, pot să-l întreb de unde a luat bani, milioane de dolari care a investit în campanie lui lectorare. De ce consider că Vladimir Andronache trebuie angajat, luat la muncă de actuala guvernare, dar nu să facă pușcărie pentru activitatea lui infracțional criminală? De ce nu are obiecții față de șor? De ce este în relația amicală cu Vyacheslav Platon, care nu ține minte? S-a întâlnit o sau de două ori. Are o leacă de amnezie. Noi am putea să-i aducem aminte domnului Usatăi, de câte ori sunt a întâlnit el cu Platon. Și <coughs> eu la general am o recomandare pentru domnul Renato Usatăi. Um, Să-și caute de treabă. El a tradat municipiul Bălți. El și-a tradat cetățenii. Omul ăsta a tradat nucleul lui politic. Bălțul i-a dat lui bilet în politică. I-a dat un mandat, un vot de încredere pe care el l-a risipit pentru că a administrat prost orașul, nu i-a dat voie să se dezvolte, n-a permis investiții, n-a autorizat blocuri locative, s-a temut de orice mișcare care era vital necesară pentru bălți, ca să se dezvolte ca urbă. Știți de ce? Să nu cumva să zboare vreun zvon și interpretări și să-l să, -l, să -l animi cu ceva. Nu greșește doar cel care nu face nimic. Renato Usată este omul care a făcut mai că nimic în munce Balță. Și ceea ce a făcut, a făcut nu întotdeauna foarte profesionist. Și noi o să-i demonstrăm și lui sate, și lui Șor, pe care l-a adus în oraș, practic, da? și socialiștilor acest Nesterovski, da? Eu sunt mirat de, decizia de, de lui Nesterovski. Șobolanii de regulă fug de pe o corabie care se neacă pe mal, Ăsta a fugit de pe o corabie care să neacă, pe o corabie care să neacă la sigur. Omul ăsta are anumite probleme de logică și analiză. <coughs> Încă o dată, decizia de a-l susține pe Grigoriș în împotriva lui Tauber, în turul 2 alegerilor din noiembrie 2021, a fost unica decizie posibilă și unica decizie corectă. Că nu le place tuturor Grigorișan, că nu îi tras prin el. Da, eu înțeleg, nici eu nu sunt tras prin inel. Dar alt om și altă echipă, foarte multă lume uită că acolo este echipă foarte bună, care lucrează cu orice organizație sau primărie din străinătate care manifestă interes și susținere pentru bălți. Așa s-a făcut înfrățirea cu Iașu, Așa se încearcă din ultimele răsputări să se implementeze proiectul cu Botoșani, în pofida faptului că prețurile care au fost bugetate, deviza de, de cheltuieli care a fost făcută, nu mai este actuală pentru că inflația a mâncat o, o, o parte importantă din bani. Așa se lucrează cu toate ambasadele și misiunile diplomatice în Republica Moldova, doar ca să fie asigurat interesul orașului, să fie apărat interesul orașului. Proiectele de infrastructură care astăzi sunt, în pofida, în pofida vreau să vă spun acțiunilor guvernului municipiul Bălți care și-a asumat 10 promisiuni, adoptarea statutului special în municipiul Bălți până la finele anului 22. N-au făcut nimic. N-au dat un leu în plus. Bălțul pe drumuri are 34 de milioane. În pofidă la tot asta. În pofidă faptul că nu, nu doar că n-au dat bani, au majorat fără să întrebe autoritățile publice locale, din contul autorităților publice locale, salariile cu 1300 de lei. Știți câtă gaură au făcut, ce, ce gaură au făcut ei în bugetul Bălțului majorând acești salarii fără să aloce bani? 17 milioane de lei. Domn Gonța, de unde să luăm banii ăștia? De la o grădiniță, de la școală, de unde să luăm banii ăștia? Și acum, toți sunt supărați. Guvernarea, precum că e supărată că autoritățile publice locale nu au bani să plătească majorarea pe care ei au decis-o în Parlament fără să-i consulte. Angajații primăriilor sunt supărați că pe lege, precum că le revine plus 1300 de lei. Dar primăria depinde de bugetul central, de descentralizarea și autonomia fiscală patrimonială care a promis o pasul, nici nu au de gând să o facă. N-are de unde să ia bani, iar unica sursă pe care ar Putea noi, pe care am putea noi să o folosim ca să plătim acești bani și să investim în dezvoltarea infrastructurii municipiului Belt, sunt proprietățile municipiului sau proprietățile unui alt oraș sau sat, nu contează că vorbim de administrație publică locală, proprietățile care sunt terenuri și clădiri, pe care noi am putea să le scoatem la tender și să le vindem, să încasăm bani și să investim în infrastructură, corect? Știți de ce noi nu putem face acest lucru? Pentru că guvernul trebuia să delimiteze, să facă procedura de delimitare. Agenția Proprietății Publice cu cadastru trebuia să facă procedura de delimitare. Un act prin care spune, băieți, iată, terenul ăsta e a statului Republicii Moldova, dar ăsta e primăriei. În 2019 trebuia terminată procedura de delimitare. Ea nu este făcută până azi. Știți ce delimitează companiile care s-au angajat de a pipeși cadastru? Fâșâile forestiere. Stă o țară întreagă cu active de sute de milioane de euro pe care ar trebui să le scoată la licitații, să atragă investitori, să construim obiecte sociale, obiecte de locativi, obiecte culturale, să creăm locuri de muncă, să dăm de muncă oamenilor care n-au de muncă. Ei delimitează fășurile forestiere. Ce? Și în rezultat se primește că asta este un scenariu în care pierd toți. Pierde guvernarea, pentru că oamenii la nivel local sunt nemulțumiți că localitățile nu se dezvoltă și tot mai mulți oameni optează pentru pleca plecare. Îi pleacă, îi votează cu pașaport. Autoritățile locale pierd încredere cetățeanului pentru că ei depind de Chișinău și nu pot face nimic, pentru că nu au bani și au mai venit, a mai venit guvernul cu 1300 de lei per angajat majorare care nu a explicat cum să, le, să, să, o asigurăm. Când întreb cancelarea de stat sau întreb uh, de profil, păi a, găsiți, identificați, faceți bani, majorați impozitele locale. Ah, adică voi ați decis majorarea, n-ați făcut descentralizarea, n-ați schimbat modul de finanțare, nu ne-ați permis să colectăm impozitele la nivel local, la direct. Toată țara e 100% impozitul persoanelor fizice, se colectează de primărie, cu excepția municipiul lui Bălț. La municipiul Bălț a rămas 50. Ce șansă are candidatul guvernării al pasului la Bălț? Dacă... Eu nici nu știu dacă există un candidat. Nu, nu, nu vreau să supăr pe nimeni, eu pur și simplu nu o cunosc. Da, da, ar fi? Că... politica națională, politica națională, vreau să spun cu domnul Gânță, că la nivel local lucrurile stau alte. O sunt oameni care merg pe stradă și se văd, văd pe săptămână, da? undeva pe un trotuar. Și acolo lucrurile un pic sunt la alt nivel. Eu nu cunosc, sincer vă spun, nu cunosc. Nu cunosc cine este pas în, în și care putea, sau, sau, nu cunosc cine ar putea să fie, de exemplu, de partea platformei. Nu cunosc. <coughs> poate fără un moment cu publicitate, sau luăm, vă rog, câteva clipe după care revenim. Sigur. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnule Grigor, aș vrea să vorbim un piculeț. Adică, cum să vorbim? Să vorbesc despre un alt subiect care tare vă place, așa nume justiția. Ne-am mai vorbit la subiectele astea și la emisiunea anterioare. Nu aveți așa o senzație de rușinică pentru guvernare când vedeți la ce s-a ajuns cu această reformă a justiției? N-am uh, rușinică pentru că rușinii trebuie să le fie lor, nu mie. De principiu, vetingu și vetingu sunt uh, acele procese care trebuiau făcute și trebuie în continuare făcute. Regret că sunt în întârziere. Întârziere cu crearea Comisiei de Preveting, Comisiei de bază care trebuie să examineze dosarele tuturor judecătorilor și procurorilor. Dar și comisia de în care examinează candidații la Consiliul Superior Procurorii și Consiliul Superior Magistraturii, organele de autoguvernare a instituției judecătorilor și, și a instituției procuraturii sunt într-o întârziere destul de mare. Cu regret, judecătorii au uh, făcut uh, un fel de gest de uh, sabotaj, dacă vreți, și au plecat în dimisie masivă la Curtea Supremă de Justiție, practic blocând activitatea Curții Supreme. Autoritățile statului trebuie să, revină, să, să vină cu o reacție rapidă și, în mijlocit, organele de autoguvernare să vină cu o reacție rapidă uh, la această situație și să asigure deblocarea activității Curții Supreme de Justiție. Cum? Asta este o discuție tehnică. De principiu, asta este ceea ce trebuie de făcut. Ați fost fericit când ați aflat că domnul Litvinenko nu va face parte din noul guvern? Nu, nu e un subiect de fericire sau nefericire. Eu cred că domnul Litvinenko și-a asumat niște chestii absolut toxice în domeniul justiției. Cu bună știință și cu participarea dumnealui au fost promovați oameni dubioși în sistemul procuraturii, dubioși în sistemul judicătoresc. Acel musteață și acel rurac despre care tot am vorbit în ultimul an, în sfârșit au plecat din sistem și eu vreau să vă spun că asta este un semn bun. Și am văzut cu ochi buni și de CNA, și în rândurile procurorilor onește din PIA. Și eu cred că este și un semn și un semnal bun pentru judecătorii care au ambiții să facă carieră de judecător în continuare și sunt oameni corecți. Pentru că nu puteai tu cu simbolurile, simbolurile pdm, ju, PDM să face reforma justiției. Domnul Gânța, asta este absolut derizoriu. Asta era o, un act de superficialitate și dacă vreți mediocritate superlativă. Asta este, era pur și simplu încred. sincer să vă spun, deja oamenii ăștia au plecat. Mie nu-mi venea a crede că noi ne-am bătut cu regimul ăsta, spre deosebire printre altele de domnul satei. N-am fugit nicăieri și n-am stat în delta Dunării și n-am bă băut vodcă cu uh, Alexandru Pietkov și o făceam pe mari revoluționieri. Noi am rămas acasă, cu familie, cu copii, ne-am sumat toate riscurile. Și noi ne-am bătut în săbii cu criminali, ăștia și, cu, și am reușit să unim societatea împotriva lui Plahotniuc, să-l fugărim și să ajungem în situația în care noua guvernare, care a primit 63 de mandate din partea poporului pentru reforma justiției și atragerea a la răspundere a criminalilor, a luat oamenii folosiți de Plahotniuc și i s-a apucat să-i pună în funcție. Serios? Voi, serios? Asta e reforma voastră, justiție? Domnul Gligor. Astăzi sunt niște semne, deci când este mai bine, trebuie să spunem că este mai bine. Astăzi sunt niște semne de însăntușirea situației, dar în continuare vreau să avertizez pe doamna Veronica Mihailov, noua ministră justiției, domnul prim-ministru Recean, că soluția corectă în domeniul reformei justiției este în primul rând lichidarea Procuraturii Anticorupție. Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate. Și CNEA. Cu crearea unei noi instituții anticorupție cu un mandat bine gândit, pentru că corupția și crima organizată merg mână în mână, de regulă, crima organizată face trafic de influență, șantaj, înțelegeți ce am în vedere? Atât infracțiunile de corupție, care sunt competența pe -a, cât și uh, infracțiuni de altă natură. Și atunci trebuie să revidem competența. Noi avem nevoie de o instituție anticorupției și anticrimă organizată, care să aibă toate competențele gramadă, procurorii și ofițerii de urmărire penală, în cadrul aceluiași corp. Așa sunt mai puține orgolii, mai multă eficiență și mai puțină birocrații. Dacă nu o să înțeleagă asta, înseamnă că pur și simplu vor conserva situația de azi. A venit doamna Drăgălin în funcție de om integru, om bine intenționat, om școlit. Și? A venit Iulian Rusu, școlit, curat, nu are treabă cu urmărirea penală, cu drept penal. Și? Problema este nu doar în numiri și în șefi, Problema este în caracterul instituției, iar instituția, în cazul CNA, are 350 de, ai 350 de persoane. În cazul RUPA, sunt 50 de procurori cu direcții teritoriale. Doamna Drăgălin are vreun instrument și posibilitate să a ridicat dosarele din arhivă, să au făcut grupuri de lucru, să studieze inspecția procurorilor din cadrul Consiliului Superior Procurorilor, a făcut ceva ca să o ajute să documenteze cu privire la cine este cine. În rezultat, îl avem pe finul umorari adjunct la PIA, și îl avem pe Vasile Plevan, care a clasat de două ori procesul penal pe hotelul național. De ce? Și când o ascult pe doamna Drăgălin ce spune ea despre cum a decis numirea acestor oameni, v-ați -ați privit asta? Nu? Știți ce spune? Am avut o discuție cu ei. Deci numirea adjuncțiilor la PA, tu, atenție, pe de o parte, faci preveting la membrii CSM, pe de altă parte instituțiile care prin hotărârea Parlamentului din 2019, din iunie, au fost constatate ca fiind uzurpate, cum IPA, Picicox și CNA. Tu numești, ajungi, fără niciun fel de, de, verificare. Nici măcar un control de serviciu cu privire la activitatea lor de procuror, un 5 ani în urmă. Nu știi câte dosare a examinat, nu știi cum s-a comportat, mai ales că vizavi de Plevan s-a ridicat dosarul minorii care a fost violată de Taiksul și Taiksul n-a fost atras la răspundere, violată repetate rânduri, Taiksul n-a fost atras la răspundere. Și Plevanul are Hotelul Național, care l-a clasat prima dată în decembrie 2021 și a doua oară în mai 2022 și cu încălcarea legii penale au uitat să mă informeze pe mine și pe tofilat până săptămâna trecută. Și pentru asta cetățeanul îi promovat adjunct la pia, Voi glumiți? Domnul. Deci, încă o dată, domnul Recean, doamna Mihailu, n-ajungeți nicăieri, vă spun eu. Doi ani au trecut, o să mai treacă doi. Crima organizată dansează pe masă. E nevoie de reformă. Ea trebuie gândită bine și făcută în paralel lasate instituțiile să funcționeze până în momentul în care noua instituție, dacă vreți, DNA-ul moldovenesc este funcțional și atunci se face transfer și activarea instituției. Dar noi avem nevoie de această reformă. Din sistem, maxim 20-25% pot rămâne. Poate în mai mult, că sunt ofițeri de investigație, ofițeri de urmărire, acolo poate un pic alte, situație, situații, proporție altă. Dar dacă vorbim de procurator anticorupție, vorbim de PCCOX, 20-25%. Ei, pur și simplu, în viitor, când va funcționa Comisia de Veting, nu o să treacă controlul. De ce să așteptăm, dacă putem să le lichidăm acum, și să angajăm, după efectuarea unui control riguros, pe uh, cei care sunt buni din sistem, și să-i atragem pe cei care sunt absolvenți uh, uh, sau activează în alte procuraturi teritoriale? Asta este teritorial, Asta este posibil, asta putea fi făcută în șase luni de zile. Au trecut 20. Domnul Gligor, cine de la noi așa de deștept? scrie astfel de proiecte de legi pe care Comisia de la Veneția le critică. Aia cu Magnitsky praf, cu praf SIS, pur și simplu praf, era cosmică aia, lege. Aia cu prea mult timp puternici la SIS, să că băieți exagerați, cu vetingul la fel, nu cu preveticul, ci cu veticul, a zis că trebuie de ajustat, nu e ok. Parcă spunea și dumneavoastră, să băieți școli, băieți cu școală, mai citit, știu, știu alfabetul. Nu, no, la capitolul, capitolul jurisprudență și juriști, pasul stă prost. La general, țara stă prostă, domnul Conțu. Avem foarte mulți absolvenți și foarte puțini juriști. Ca și economiști, ca și alte profesii. Deci, ce face guvernarea acum? Ea încearcă prin... Ea încearcă să creeze miracole. Instrumente compensatorii. Instituțiile nu funcționează. Incompetență, ignoranță, lenie corupție, da? nu știu cum să le reformeze în timp real. Și atunci încearcă să inventeze palocică vorucealucă să inventeze un instrument care i-ar salva cumva, și-ar le -ar permite, uh, sărind peste practicile internaționale și ce este normal, da? la nivel uh, de bune practici în regiuni și în Europa și în uh, lume să creeze niște instrumente, instrumente excesiv de puternice de control, care pe partea de politic ți-ar permite, la voință politică, prin voință politică, ți-ar permite să, uh, 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 cum spunea domnul Recean, un cetățean din, din acea localitate, să șiți șuruburile, da? să șiască șuruburile. Și Comisia de la Veneția, evident, când citește, când a citit legea Magnitsky, care nu era legea Magnitsky, se numea legea Magnitsky, dar nu avea nicio treabă cu Magnitsky, da? pentru că Magnitsky se aplică față de pe extern, nu se aplică pe intern. Pentru că dacă aplici pe intern, înseamnă că recunoști că instituțiile tale de urmărire penală sunt impotente, ele nu există. Deci cetățenii tăi care fac porcării la tine în țară și încalcă legea penală, procuratura îi trage la răspundere, judecătorul îi condamnă, nu? în momentul în care tu baci sancțiuni, tu, Republica Moldova, baci sancțiuni peste cetățenii tăi, în momentul în care ai un instrumentul de urmărire penală și trebuie să atragi la răspundere, asta înseamnă că tu recunoști că tu, ca guvernare, ești la capitolul reforma penală impotent. Și asta e un nonsens, pentru că legea Magnitsky operează pe exterior. Statele Unite au adoptat actul Magnitsky pentru atragerea, aplicarea sancțiunilor asupra celor care fac infracțiuni împotriva drepturilor omului și ulterior s-a extins pe, pe, acte de corupție. Deci, să-i spui cuiva în Statele Unite că voi trebuie față de cetățenii voștri să aplicați actul Magnitsky, și să scui pentru ochi. Eu spun, voi <l -te livresainluire> sunteți oameni nebuni, noi avem procuratură, avem instituții uh, 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 federale. Uh, cum adică? Cum adică? Imposibil. Și atunci, Legile pe care le-ați menționat, și modificările cu care au venit legea Magnitsky, este altă lege, legea uh, de oligarhizării. Uh -huh. Acolo, la fel, sunt niște instrumente destul de periculoase, care poate cumva se oglindesc cu tentativa de adoptarea legii Magnitsky, care, repet, nu avea treabă cu Magnitsky. Uh, și de asta, în momentul în care o apuci pe care are greșită, începi să colaborezi cu foști oameni din regiunul Plahotniuc, cu oamenii din regimul regiunul Plahotniuc, ca să-ți livrezi rezultate, oamenii ăștia se folosesc de tine ca politician ca să-și caute de treabă și îi liberează tot ce vrei, Tauber, Reșetnikov, etc., etc., Oamenii din, nu știu, gruparea lui Platon și așa mai departe, totul lumea, Damir, toată lumea bine, Uh, tu înțelegi că tu plătești costul politic pentru, uh, și pentru numirea acestor oameni în funcții cheie, dar și pentru inacțiunea lor sau activitatea lor proastă, care duce practic la protejarea instituți uh, instituțiilor crimii organizate și nu a statului, și tu plătești cost dublu, triplu, când tu vezi că la tine se destramă totul și cum ți-ai închipuit tu din planul tău de acasă, nu lucrat în piață, tu începi să creezi, să inventezi niște instrumente artificiale de compensare a eșecului. Iată, legile pe care dumneavoastră le-ați înumerat, sunt instrumente de compensare în situația a eșecului de lupte cu crima organizată. De ce cu sfidarea asta? Comisia de la spune că, băi băieți, legea asta SIS-ului e prea, prea periculoasă și ei Sigur astăzi o cred. introduc pe ordine de zi. Ei spun că în fi de la asta, o cum o introduc pe ordine de zi și spun că asta nu e ca... Și dacă în 2025 Uh, pasul și la general partidele uh, 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 care își desfășoară activitatea în baza legii, da? care nu sunt exponentele crimei organizate, pierd alegerile parlamentare. Ce o să facă crimă organizată ca să, care o să revină la butoane cu competențele care le-au dat Isus? Mm. Tot pe noi o să ne urmărească domnul Gonță. Tot pe noi. Că mi-a zis procurorul care m-a audiat în dosarul lui ca martor în dosarul Trădării Patria lui Dodon, că trebuie să vă chem să vă chestionesc cu privire la urmărirea ilegală din perioada lui Plahotniu, că figurați ca parte vătămată, trebuie să figurați ca parte vătămată, deci trebuie să luăm declarațiile în până azi nu m-a mai chemat nimeni. Da? Păi ne urmăreau pentru că făceau abuz. Ei atunci încălcau legea. Dar dacă o să poată face asta legal, nici măcar n-ai zis poți fi urma trage la răspundere. După asta nimeni de la mine declarații nu o să mai ia, nici de la mine, nici de la ceilalți activiști civici, polițieni și așa mai departe, jurnaliști care au fost filați, urmăriți și documentați. De asta este foarte periculoasă această practică. Cea mai, cea mai, corectă cale este cea mai complicată cale. Și calea pe care o spun eu, cu lichidarea instituțiilor care l-au servit plahotniu și crearea unor instituții de la zero, control mincios, și riguros pe cine angajezi ca procuror și ofițer este unica corectă. Păcat că s-au pierdut doi ani de zile. Dar niciodată nu e târziu. Vă Domnul Gligor, eu practic n-am vorbit deloc la emisiunea asta, dar emisiunea s-a încheiat. Dar nu vreau să terminăm pe rom. o notă de plahotniuc. Poate vreți să laudați guvernarea măcar pentru faptul că avem în Constituție deja limba română. Eu mă bucur că guvernarea a găsit uh, timp și curaj să aducă uh, în corespundere cu prevederele hotărârii constituționale legislația Republicii Moldova. Este o discuție încheiată odată cu adoptarea acestei decizii și de acum înainte aș fi, ar fi foarte bine să ne concentrăm pe bună guvernare a Republicii Moldova, domnul Conțu. Pentru că salvarea noastră este exclusiv bună guvernarea Republicii Moldova și la asta pas are restanțe mari. Domnul Glicur, eu vă mulțumesc tare frumos pentru faptul că ați fost la noi la emisiune. Într-o tare zi, tare importantă pentru mine. Vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici în studio. Vă mulțumesc foarte mult și încă o dată la mulți ani. Mulțumesc tare mult. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea A4, o să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.